La brutărie e mereu cald și miroase ca acasă. Cel puțin așa cred eu că ar fi trebuit să miroasă casa mea, dacă mama nu murea la naștere, dacă eu nu creșteam într-o instituție, dacă tata nu ar fi ajuns în pușcărie după ce l-a omorât pe fratele meu. Povestesc rar despre asta. Nu vreau să-i întristez pe băieți, pentru că și ei au povești la fel de grele. Numele meu este Ciprian. Am 18 ani și locuiesc alături de prietenii mei, Costel, Flaviu și Marius, în apartamentul de deasupra brutăriei. Ne-am cunoscut la centrul de la Târgu Frumos. Suntem toți cam de o vârstă și poveștile noastre sunt cam la fel. A mea, puțin mai dramatică, dar nici ei nu știu părinții și au trăit la fel de greu până acum. Doar Marius a cunoscut-o pe mama lui. Flaviu încă îi mai caută pe ai lui, iar Costel a renunțat. Eu nu am pe cine căuta. Știu la ce pușcărie este tata, dar n-aș putea să dau ochii cu el. Ne-a fost tuturor frică de vârsta asta, de 18 ani. Alții își fac planuri pentru majorat, dar noi știm că vom ajunge în stradă. Statul atât are grijă de tine, până la majorat, sau până când îți poți termina facultatea. Dar ce să facem noi cu o facultate? Pe noi ne-au ajutat însă cei de la fundație, împreună cu domnul Gheț. Dânsul e patronul brutăriei. Ne-a învățat cum să facem pâine, covrigi, cozonaci. Are grijă de noi. Ne tratează ca pe copiii lui.